conexiunea corespunzătoare bazei de 8 cm este? Are egal cu? Baza de conexiunea. Așa. Așa, deci voi de știi. 12. Ori 8. Are egal. 48. 48. Da, da. Calculația are unui drept, între unui drept unic cu catetele AB 8 cm și AC 8 cm. De fapt, 6 și 5. 6 și 8. Aia e egal. Aia e egal cu cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Nu sunt aia e egal, nu? 6 ori 8. 6 și 8. Se simplifică așa ori. Aia... Da, 24 de ce. Farea unui paralelogram cu o latură de 6 cm și înălțimea corespunzătoare de 4 cm este. Area egal cu parala ori înălțimea. Rezultă. Area egal cu 6 ori 4. Rezultă area egal cu 24 de 5. Pătrat cu latura de 5 la 2. Aia e un pătrat cu latura de 5, nu? Da. La 2. A, de 5 la 2? Da. Deci, mai fi latura egal cu 5, ca să spun așa. Da. Deci, latura egal cu 5 la 2. Rezultă latura cât este? Deci la prea de 20. Și acum aria egal cu latura la a doua. Rezultă aria egal. Aria egal cu 25 la a doua. Așa, și 25 la a doua, bine. Așa, egal cu 6, 25. Și asta a fost până la 4, până la 5. 5. Calculația are un număr lung cu diagonala mică de 4 cm și diagonala mare egală cu 2 diagonale mici. Deci, în diagonala egală cu 4 cm. Diagonala. Da. Rezultă că pe 2. Rezultul de 2 cât e? Egal cu 8 cm. Da, e 2 ori 0. 2 ori 0 egal cu 8 cm. Aria egal cu... diagonala 1 ori diagonala 2 pe 2. Așa. Diagonala 1 ori diagonala 2 pe 2. Rezultă că aria egal cu 4 cm, 4 ori 8 pe 2. Simplificat. Rezultă aria egal cu 4 cm. Așa. Pare un tracul baza mare de 12 cm, baza mică 8 cm și înălțimea de 7 cm. Area egal cu
baza mare plus baza mică ori înălțime. Pe 2. Pentru area egal cu 12 plus 8 ori 7 pe 2. Rezultă area egal cu 27 pe 2. Rezultă area egal cu 70 pe 2. Calculația are unui dreptunghi cu lățimea de 4 cm și lungimea egală cu dreptul lățimii. Lățimea egală... Foarte bine.
Deci mă duc și îmi prelungesc. Și mă tac, da? Ziriu, iar și ea. Pe cine calcul? Pe MB și MC. Așa. Păi, BN egal cu o doime din AB, nu? Încep. BN. Egal cu jumătate, 3, ori AB. Da, rezultă BN. Egal cu așa, 1, 3, 2, ori 12. Așa, rezultă BN egal cu. Este area de plângere 80. Are lungime. Nu mai are lungime, nu mai are lungime. Lungimea o relație. Cu 18 ori 12. Așa, rezultă are egal cu. Așa. A, ce e perpendicular pe AB. A, nu este acela. Bă, schimbă de cu B. B, așa. Așa. Și acum, ce îl construim? Cam este așa, dar asta nu e o proprietate a paragramului. Se întâmplă să apară la probleme câteodată, diagonală pe punct al prost. Acel, duc pe acel. Și notează unghiul drept, care se formează între acel și AB. Că zice el, AC pe pericol pe AB. Sus acolo, nu? Aici? Da. Zice că acolo, da, om și mie, tot la țel frumos. Deci știm că AC e perpendicular pe AB. Ia să începem cu așa. AC e de 24. Ai pus 24 pe AC. Și AB e de 18. Ce se cere? Calculația paralelogramului. Aia paralelogram. Dacă AC are și pe CC și de ce ar trebui? Da, sfatul a pus.
cine este? Bel H. Bel H, bază înălțime. Ne întrebam la cine e Bel, cine e H. Aia e problemă. H și AC, pentru că formează un fel. Exact. Păi, adică, ce este înălțimea de fapt? La înălțimea este perpendiculară pe două laturi opuse. Dar nu obligatoriu să vin cu laturile cele orizontale. Eu pot să vin și cu cele oblice. Și atunci înălțimea e perpendiculară asta dintre laturile oblice, da? Deci, ea scrie pe AC, nu-l colorează mai frumos, și ăla, până-l faci. Nu, cum a căzut, tot bun. H. Ăla e H-ul. Așa. Iar AB-ul, care e tot una cu CD-ul, este baza. Acolo e bază și dincolo e o bază. El vine perpendicular atât pe AB, dar vine perpendicular și pe CD, pentru că o înălțime perpendiculară pe ambele laturi opuse, da? Uite, marchează și în C, tot 90. Aici? La, nu ăla. A. Ăla de acolo. Da? Acolo sunt niște unghiuri relative interne, congruente. Da? Cu Z? E Z, ăla care se pune. Practic, H-ul ăla vine atât perpendicular pe AB în stânga, dar vine perpendicular și pe CD. Noi mai avem o teoremă care zice așa, că dacă avem o dreaptă, avem două drepte paralele, da? Ia, ține două drepte paralele. Dacă avem două drepte paralele și venim pe o dreaptă perpendiculară pe una din ele, automat dreapta vine perpendiculară și pe celălalt. Da? Indiferent. Ele sunt împlinate ca la laturile de paralelogram. Eu pot să vin perpendicular? Nu contează, că e latura. Automat e perpendiculară și pe latura opusă. Da? Asta. Înlocuim și calculăm așa. Rezultarea e egal cu... Ana? 18.24. Așa. Rezultarea e egal cu... Așa, 24.24. Mai departe, știm că BC este 30. Trebuie să aflăm cealaltă înălțime. Și atât 30 este atunci. Ar ai tot 30, corect. Da, pentru că e paralelogram. Ia să semnează în cealaltă înălțime. Deci, atenție, tu ai dus pe AC ca fiind o înălțime da. Între AB și CD, da? Da. Ei, care ar fi cealaltă înălțime? De pe AC în D. Cum? De pe AC. Ducem înălțime în D. Deci din D pe AC? Da. Nu, dar în paralelogram vreau. Păi, fii atent. Așa. Ce înseamnă înălțime în paralelogram? Perpendiculară pe două laturi opuse. Ai dus una așa, pe astea două laturi. Da. Nu, nu, pe astea alte două laturi. Deci, așa. Păi nu, din nou perpendicular. Așa. Așa, da, ia. Deci, ține mâna dreptă. Exact cum ai... Bun. Du-te cu ea stânga și în dreapta. Du-te. Iată o înălțime, poți să-l prinde. Da. Stai, oprește. Du-te în stânga. Du-te în stânga. Stop, te-ai dus prea mult. Du-te în dreapta. Mai în dreapta. Mai. Stop. Poți să-l cunoțim prin ce? Poți să-l vin din ce perpendicular pe AD. Mai du-te. Du-te în stânga. Du-te. Stop, du-te un pic. Poți să trec din A perpendicular. Mai du-te. Ieși din paralelogram. Aici. Poți să-l duc și din B. Iată modul de a construi o înălțime în paralelogram. Da? Unde? Ți-am dat patru poziții ale înălțimii. Care vrei tu?
Papà è di cielo. Vuoi parlare di cielo? Da lasciati. Din cielo, io sono di una di nasa, vedi ce mai vedi. Asta ești din mea. Lași. Hai, da. Dar atenție, înălțimea în paragraf nu este unică. Înălțimea reprezintă distanța dintre două drepte opuse, distanța dintre două drepte opuse. Tu poți să o duci prin A, poți să o duci prin B, poți să o duci prin C, prin D, deci unde ai pichet să o duci, da? Fosfe, A, E, pe prin toate. Da, n-ai cuvântul construcție sau duce. Este construcția ta. A, da? Construim. Construim. A, E, perpendiculate. Deci. Și atunci, mai bine dau de foaia paralelogram. Tu ai făcut-o aia într-un mod, da? Mai zic o dată aia paralelogramului folosind altă bază, altă înălțime. Are egal tot cu baza înălțimea. Da. Dar acum, care e baza, care e înălțime? Baza este BE și înălțimea. BC și înălțimea este. Rezultă are egal cu BC. Ori AE. Deci acum știu area, știu baza și acum înălțimea. Și înlocuim și area. Rezultă de la față. Nu, înlocuiește aia că e dată. A, da. E calcea. Nu mai vreau aia să o calculăm, vreau să-ți calculăm înălțime. Deci 432 egal cu 30 ori AE. Și de ce scoatem pe AE? Rezultă AE egal cu 432 supra 30. O să calculez decimală. Uitați-vă cum o să fac. Ca să calculez ușor decimală. Eu, în loc de 30, vreau să păstrez un 10 la mică. Simplific cu 3. Da, ca să am un 10 la mică. La amplificare. Așa, 100, cât este? Așa, 144, 430 împărțit la 3. Și apoi rămâne 10 și atunci trecem 10 mar. 144 împărțit la 10, bine? 14, pui virgula, da. 14,4. Rezultarea e egal. 14,4. Da? Și asta este. Problema 3. Eu o sală care trebuie preadusită cu plăci. Oare... Cum ar fi sala asta? Adică nu dreptul. Nu chiar. Nu dreptul. Chiar că dreptul. Mai am așa tot așa. N-am mai zis că... Păi să-i mai zis că o sală. Nu dreptul la casă. Așa. Dar ce care ai acolo? Nu, dar poate să vă zic. Până acum ar făcea aia. Da. Și n-are de punct. Tot trebuie să fac. Eu am găsit un dreptul, dar am găsit cu diagonale. Da. Da. O să facem un dreptul fără diagonale. Hai, dreptul. Mai drept, un pic în drept. Acolo. Așa, notăm. Bun.
Ei, și nu te uiți, deci avem așa, 7,6 metri pe 5,4 metri. Hai să punem dimensiunea. Zice Sara, are lungimea de 7,6 metri. Lungimea, deci lungimea e 6. 6 și lățimea de 5,4, da? Ăștia-s metri, da? Zice, să aflăm numărul de plăci necesare atunci când acoperim în suprafața sării cu niște plăcuțe rectunghiulare cu 30 cm și 40 cm. Vezi că într-o parte suntem cu metri, în cealaltă parte suntem cu centimetri. Hai să facem așa. O să fac aici niște rectunghiuri mici. Asta e un rectunghiu mic, care îți vine pe partea seară și în final vezi rectunghiul ăsta mici, se acoperă rectunghiul mare, da? Trebuie să aflăm aia. Trebuie să aflăm câte plăcuțe de astea într-o suprafață. Prima asta are și rectunghiul. Așa, ăsta e de 40 cm, ăsta e de 30 cm. Aici sunt cu 5,4 metri, sunt cu 7,6 metri. Să transform metri în centimetri, nu? Sau să transform... 10 metri. Da, adică e mai simplu să fie proprietate neutră, da? Aici sunt cu virgulă la metri, din coace cu 0 la centimetri. Păi eu știu că aia la metri când îi trec în centimetri pot să scap de virgulă, iar când trec din centimetri în metri, în decimetri, scap de 0, da? Asta înseamnă că începem să facem transformare. Mai părăsit, da? Am obosit. Da, s-a luat. Da. Este așa, că e gata. Hai să zicem L1 și L2. L1 e egal cu... L mic. O să punem L1 și L1... L mic 1. Logicul lui ce n-ar fi? Ar fi lățimea, să zicem, la dreptunghiul mare, nu? Deci egal cu 5,4 metri. Și când ne trece bună, să transformăm în decimetri. Înseamnă că logicul 1, un metru câți decimetri are? 10. 10, da? De ce? Pentru că ăsta e metru. Și ăsta e decimetru, da? Un metru are 10 decimetri. Acum are decimetri, luăm așa. Dacă ăsta se cheamă și ploapă. Ăsta cam are 14-15 cm. Cam atâta e decimetru. Și ăsta e metru, da? 10 decimetri, până sunt metru. Și înseamnă că eu, ca să transform din metri în decimetri, îmi mulțesc cu 10. Și când îmi mulțesc cu 10, se mută virgula la dreapta cu o cifră. Deci L1 egal cu... 54. Nu, dar cu cifra. 54 de decimetri. Mă duc în decimetri. Dacă vreau în centimetri, mai mulțesc cu 10 și vine 540 cm. Da. Acum, hai să zicem că L mare 1 este lungimea dreptunghiului mare. Deci egal cu 7,6 metri. Așa. Și rezultă că L mare 1, da? Vine 7,6 de decimetri. Bun. Acum să trecem și pe L-mic 2 și L-mare 2. L-mic 2 ce-ar fi? Ar fi lățimea plăcuței mici, nu? Lățimea plăcuței mici era cât? Era 30 de centimetri, nu? Zicem, L-mic 2 egal cu 30 centimetri. Rezultă de aici că L-mic 2 egal cu... 300. Nu, centimetri e atât. Îl aveți și părit. Decimetru e atât. Cine e de 10 ori cine? Decimetru, care e unitatea mai mare, are 10 cm. Înseamnă că... 3. Eu împar la 10. 3, exact. 3 decimetri, da? Și acum L-mare 2, care e egal cu 40 cm, rezultă că L-mare 2 egal cu 4 decimetri, da? Deci, iată, în momentul ăsta sunt pe aceeași întregi măsuri. Întrebarea este, cum aflu eu, haideți, dragilor, că o să vă pune și voi faianță și vă ieși la față.
Deci, mă duceți la magazin și vreți să aflați pachete, câte pachete cumperi. Îl măsoc. Păi el l-a măsurat, 7x6 cu 5x4. Cum a făcut câte plăcuțe de faianță am nevoie pentru ca să acopăr peretele? Așa, face mariile. Ce, să, ce are eu să fac? Îi iau case și pe prin... Plăcuți. Facă eroarea... Sărăi, ce-a fost, da? Facă eroarea întreagă, a, întregii sări. Fac alea dreptunghiului mare. Fac și alea dreptunghiului mic. Și atunci, ca să aflu număr de plăcuți, împart alea dreptunghiului mare la alea dreptunghiului mic. Da? Și zicem, A1, să spunem. A1 egal cu 5. Cu lungimea mare, L1, ori lățime mică, ori lățime mare. Rezultă că A1 egal cu 1. Și facem. Așa. La sfârșit îmi pui unitate. Deci vine 54 ori. 6. A. Buța. 54 ori 7, 6. Așa. Așa. Aia este 4104 de decimetri pătrați. Așa. Acum să calculăm și aia 2. Și vine lungimea 2, o lățime 2. Rezultă că are a 2, egal cu 1. Așa. 12 decimetri. Deci după ce cu cele două ori, pur și simplu împart area 1 la area 2. Și zicem N, de la numărul de plăcuțe, N. N mic egal cu N, numărul de plăcuțe, nu. Vine area 1, de împărțit la alea 2. Rezultă că e egal cu... Și facem. 4-104 de împărțit la 2. Vorbim, da? 4-8, e prea mare. Nu, faci 4-12. 4-12 e 4-8, e prea mare. Vii doar de 3 ori. Nu cobor două cifre. Tu mai cobor și 0 și 4. Da? Deci are cu 41 minus 3, 6, 5, 50. 50 împărțit la 10, de? 4 ori 12. Așa, 48. 24, împărțit la 12, 2 ori 12, 24, da? Și aici e că ne trebuiesc 342 de plăcuți. Da, eu putem fi doar asta. Deci, da, cam asta e. O să se denisc, că are testul.